Bun găsit, dragii mei! Sunt Ramona Horvat și mă aflu la Institutul Cultural Maghiar din Paris. Mă pregătesc alături de colegii mei, Nicolas Rajou la contrabas și Germain Cornet la baterie, să vă prezentăm, să vă cântăm un concert pe care trebuia să vi-l cântăm live la București, în cadrul zilelor jazzului maghiar, ce trebuia să aibă loc în luna octombrie acestui an. Din motive independente de noi, datorate crizei sanitare, noi nu am putut călători, deci nu am putut veni la voi în luna octombrie. Așadar, astăzi suntem aici și vă vom cânta pentru voi un program dedicat în mare parte muzicii marelui pianist Ion Cicărâși. Voi închide această mică prezentare prin a adresa mulțumirile mele și ale noastre din suflet, în primul rând organizatorilor și anume Institutul Cultural Maghiar din București, care au fost niște oameni inimoși cu mult suflet, care au pus mult, multă dragoste și ne-au arătat că ne iubesc și că ne vor și că vor să vă cântăm, să le cântăm și să vă cântăm. Ceea ce pentru noi, în special în această perioadă, contează enorm și a contat enorm. Vă mulțumesc pentru tot acest suport. De asemenea, vă mulțumesc și organizatorilor din partenerilor, să zicem, colegilor dumneavoastră, și anume Institutul Cultural Maghiar din Paris, care sunt prieteni de suflet ai mei, vin des aici, cânt des aici și sunt o echipă minunată și iată că ne găzduiesc în sala lor minunată, unde au un pian grozav. Deci nu rămâne decât să vă doresc o audiție plăcută și să sper să ne revedem probabil în anul care vine sau în anii care vin în condiții reale să vă cântăm de adevăratelea în săli și să fim aproape de voi. Până atunci, audiție plăcută!